Goală. Goală, de la început. Vezi pământ, cât pământ s-a luat din gropiță. Cât de adâncă e gropița din care s-a luat pământul. Asta e talpa sondei. S-a luat talpa sondei. Cum e acolo? Pământ puțin a luat, trebuie să nici mai, deci trebuie să nici mai verific. Sonda e goală de la început. Atâta, sonda e goală de la început. Deci sigur, fără probleme. Material, sabotaj al lucrării. Uite, ce să-i lucrați, mă, jumătate? De mântuială, bătaie de joc. Sabotaj. Nu credeam că nu. Așa au făcut și în Portugalia, peste tot așa. I-a păcălit și pe aia. Tot așa au făcut. Când au lucrat în Portugalia? Căutăm pe internet. În urmă cu 2 ani sau. Am avut și în Bulgaria și în Moldova, Republica Moldova. Dar de unde știi că și acolo au lucrat tot așa? Păi e aceeași echipă? Da, da. Am de Aludena. Am întrebat de așa, din satul la mine. Membrii din echipă? Da, membrii din echipă. Sunt doi șef. Și ce au zis? Tot așa sunt pe zon. Mă, ești pe ușa acolo. Tot așa. Deci, mie, era pichetul aici? Nu, nu cred. Nu, e mică, îl punem de la noi. 5341 cu 1461. Probabil. Pentru că le mai dispar, dar... Aici este iarbă, da, iarbă. Deci ăsta e diametrul sredelului? Da, diametrul ăsta. Da, e sredelul care e scoate. De la... Sredelul. O prăjină melcă așa și se bagă și la scoate la suprafață. Talpa sondei. Talpa sondei. E că de-aici a luat. De-aici a luat. Da, foarte puțin pământ, dar pământul foarte bun. Pământul ăsta trebuie băgat în gaura de sondă. Fărămițat așa, ăsta se duce. Se poate face un buraj al găurii de sondă. Perfect, foarte bun. Asta e cel mai bun, se tasează foarte bun. Foarte bine se tasează. Asta e cea mai bună până acum. Era să rup și gâtul. Crezând că nu pot să forțam să împing și era să rup și gâtul. Asta, deci după explozie a rămas gaura de sondă goală, dar artificierul, după ce a făcut explozia, a făcut cu călcâiul, a pus, gata, atât. Dar sonda a rămas goală, adică o vedea și el că a rămas goală, că s-a ajungea prost. Bă, să-i mai calitatea voastră. Până aici v-a fost azi, da, de... Până aici n-a fost, n-a mai... Ia uite... Ia uite...
Bun. Doamne, uite și tu ce vreau, uite și tu. Ce să faci, mă, șacală? Să ies cu ceva de acolo. Ce încerci acum? Să vedem dacă ai explodat materialul, îi spune. Că văd că mai ține ceva. Asta trebuie să facă ajutorul artificier. Deci e obligat să treacă de fire. De fire, ca să constate dacă a explodat capsa. Sau să le reteze, să le reducă, să le introducă în orificiul găurii de sonde. Și apoi să pună pământ, lucru pe care nu l-a făcut. Am găsit la verificarea, la prima verificare a găurii de sondă, am găsit reuforii deasupra, deci nu erau camuflați, nu erau nici. De ce intră mai greu? Nu, am format eu dop, că am luat pământul de la gura sondei și l-am dus mai jos. Pământul fiind lipicios, s-a format un dop. Îl sparg foarte ușor, nu-i problemă. N-am scula care, n-am o tigă de metal. Încălțuire aici. De unde ori fi luat pământ? Hai că n-am luat pământ în loc. Asta e de rău ce-o găsi aici. După asta. Pământ nu e deloc, nici o gropiță nu e aici. Deci au băgat detritus. Și pământ, deci s-a băgat detritus în gaura de sondă și asta sigur e goală. Nu e nicio problemă. Bel.
Ok, hai să vedem. De drumul. Ce se aude acum? Ia apă la tapasonei. Vreau foarte prost, deci... Deci a avut 60 cm de apă. Aha. Deci când ai apă, să introduci altceva. Ce anume? Să introduce pământ cât mai tare, cât mai uscat, ca să absorbe apă. Că dacă nu se introduce așa, sonda rămâne înflorită. De ce? Că nu se poate tasa atât de bine. Continuă, se poate forma... Ce zici că au burat gaura? George, spune mai înainte. Cu ce zici că au burat ei gaura? În ciuda faptului că aveau destul pământ foarte bun de burat, care se fărâmițea foarte ușor, se putea efectua un buraș corespunzător, ei au burat. Dacă nu a fost cules porumbul până a fost sonda sonda burată, a burat porumb, dacă nu a burat cu ce de porumb, sau frunze de porumb. Sonda nici nu este la adâncimea care trebuia, deci adâncimea mai mică. Câte are aici? E talpa sondei. Deci au redus. Are 2 metri jumătate. Doi jumătate. 2 metri jumătate. Cred că la 6 metri trebuia făcută. Au redus. Ești sigur că ai ajuns la talpa sondei? Da, sigur, sigur. 2 jumătate. Oare? Deci au redus la jumătate din adâncimea la care trebuia furată, conform procesului tehnologic. Bun. A, uite de aici acum, să faci pământul. Ce să fie? O lopată. O lopată și e și înclinat. Deci...